Claudiu, ai găsit așa o explicație pentru evoluția de astăzi, un început foarte rău de meci, un 2-0 încă din minutul 12, apoi pe parcurs aport așa că reveniți, însă în partea a doua din nou două reușite destul de repede. Da, explicații nu am acum, înainte trebuie să văd meciul, să fac o analiză, să văd ce s-a întâmplat cu adevărat în acest meci, dar a fost o seară pe care trebuie să uităm. A fost un joc extrem de slab al nostru. Nu așteptam. De aceea trebuie să repet, să văd meciul, să vorbesc cu jucătorii, să aflu ce s-a întâmplat cu adevărat, dar da, e supărător. Foarte supărător. Pentru mine a fost umilitor acest rezultat. Din păcate, deși după meciurile din, în special după cele din Antalya, aveam o foarte mare încredere. Asta nu înseamnă că nu am încredere în continuare într-un jucător, dar nu mă așteptam la acest debut de sezon, să zic așa, sau ce mai rămas din campionatul, nu mă așteptam să avem evoluția aceasta. A crescut distanța față de locurile promovabile direct. Cât de grea va fi această luptă pentru primele două locuri? Mai e un obiectiv pentru voi acest lucru? Clar, primul obiectiv este trebuie să îndeplinim primul obiectiv și anume acela de a ne califica matematic în play-off. Asta înseamnă că pentru noi nu este nicio altă variantă la meciul de duminică cu ASU Poli, trebuie să câștigăm pentru a ne asigura locul de play-off, iar după aceea se joacă, se va juca până la final. Cred de promovarea, nicio echipă nu este acum scăpată în câștigătoare. Sunt puncte acum nu foarte multe, dar e o ușoară diferență între noi și locul 2. Dar la fotbal știi cum e, se poate întoarce totul în 2-3 etape. Așa că trebuie să fim simțit acesta. Pe acest stadion, primirea de care ai avut parte pe finalul carierei de jucător, ai trei momente frumoase aici. Da, trei momente frumoase, am avut un final de carieră frumos, la un club frumos. M-am simțit bine, pentru că am devenit așa ușor nostalgic. N-am mai fost pe acest stadion de 10 ani. Și m-am bucurat să revăd vestiarul în care mă schimbam atunci și să revăd vechi prieteni care lucrează și acum pentru Cluj. A fost o revedere plăcută cu vechi amici, cu o revedere cu acest stadion, la fel de plăcută, din păcate tristă pentru mine și pe de altă parte, pentru că rezultatul a fost cel care a fost și la mă rog, asta e cu cel mai important. Așa, din punct de vedere sentimental, ți-ar plăcea să vezi în prima ligă Universitatea Cluj și Concordia Chiajna, nu? Ar fi bine, ce să zic. În primul rând, acum mă gândesc la echipa mea. Mi-aș dori să promovăm noi Nigantici, după aceea m-aș gândi la alte echipe. Da, ce să zic, sper că a fost un accident urât, e adevărat, dar nu aveam altceva de făcut decât să ridicăm privirea din pământ și să mergem mai departe, pentru că, repet, la fotbal se pot întâmpla multe, avem obligația să câștigăm meciul de duminică, împotriva celor de la Timișoara, altă variantă nu avem și să ne luptăm în continuare. Mulțumesc! Ce vă mulțumesc!